Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod, sunt alături de Țano! Bă, stă la spate după tine! Lasă-l măcar, uite el pe contrasens, iau carnetul. Astăzi vom face un concurs din ăla blană cu Lamborghini-uri și vom avea 4 probe. Prima probă, design-ul. Acum n-avem încă Lamborghini-urile. Acum eu am un Bugatti Divo și tu ce ai, mă? Lamborghini, mă! Ah. Hai că e Lamborghini. Hai dacă e. Dacă e. Ok, și o să facem un concurs cu Lamborghini-uri. Prima probă design-ul, după care o liniuță, după care top speed și ultima probă cursă din aia nebună. Așa că am apreciat enorm like-ul vostru și acum ne alegem Lamborghini-urile. Alegeți Lamborghini-ul, Țane! Eee, deja, mă! A, nu, stai să dăm. Bun. Super wheel spin-uri. Dăm. Bine, mă, stai că nu mai știu unde trebuie să intru. Nu știu dacă... Bun, mai cumpăr okay. Una bucată. Să-mi zici când le și dăm. Stai așa că cred că mă lasă numai pe rând. Am dat. Hai să vedem care e mai bun. Deci după raritate, da? Hai. Hai că după... Mamă! Bă! Da, 16.000 credite și un trag din ăsta vai de capul lui. 30.000 credite în total și o mașină din aia vai de capul ei. Mai dai unul? Hai, încă un super wheel spin. Am dat. Mamă, hai să vedem. Bătaie de joc. Bă, nu pot să cumpăr. Dar cumpăr un wheel spin simplu. Bă, dai bătaie de joc. 55.000 credite și un Dodge SRT Demon. Ok, am dat și eu. Și, mamă, dacă dau una legendară, l-am distrus pe nufrican. Bă, varză. Ok, ok. De asta verde, vede capul lui. Bun, hai să ne alegem mașinile. Deci dau la Lamborghini, să vedem ce Lamborghini-uri am. Bă, Lamborghini Gallardo, da, Lamborghini să se înțelege. Lamborghini Gallardo. Bun. Nu ceva, nu fac pariu pe ce am vreți doar voi, două, că o să o ia trei. A, serios? Da. O să iau Sian Roadster. Da. Da, eram 100% sigur că asta e cea mai faină pe care o am. Am primit-o noi recent. Eu cred că le am pe toate, dar sincer, nu știu, astăzi vreau să o folosesc pe asta. Vezi nu că știu costă de ce, nu 3 am meleoane a mea, mamă, că deci că și eu am copile pe aia. Hai, zi cât costă ta. Bă, nu m-am uitat. Ia du-te mă de aici, nu m-am uitat cât costă. Că mă încurci. Fii antenă că o să intru, că să văd cât costă. Bă, frumoasă, mamă, iau. 480.000, bă. Fii antenă. Deci așa arată stoc amândouă. Hai, prinde-mă. Cred că te distrug și cu stoc, ia să vedem. Nea. Hai că bă, sunt eu bun pe curbe. Nu știu dacă îl distrug, dar e bine el pe condus și de-aia. Nu, cred că e mai bună aia totuși. Da, sau? da. Bun, acum mergem să le tunăm, să le vopsim, să toate alea și revenim cu ele când le avem făcute. Hai, da. Avem aici mașinile, bă, cât de rablele, tarse. Rablele, vrei să zici. Hai bă, că rablele. Ai dreptate, mei, tarea ta nu prea. Bă, ai aici mecher, a mea e culoarea diamantului, bă, prea tare. Realistic vorbind, hai să le analizăm un pic. A ta are o culoare super frumoasă, mașina în sine e faină. Dar bă, nu știu, i-ai pus niște roți, efectiv ți-ai bătut joc de ea, părerea mea. Du-te, bă, că e perfectă, e meci. Bă, deci efectiv... te-ai bătut joc cu roțile și eleronul mi se pare că e prea mare, așa, nu știu. No. E matchy. Să vezi când merg cu ea cât de șmecher arată. Da, mă, da. Ok, a ta e așa căcănie, da, hai, termină tu la... Nu, atâta la a ta. Ia ok, bun. A ta are așa culoarea căcănie, are niște, da, liniile astea roșii sunt interesante, nu zic, nu. Hai că dau bine rău cu marou ăsta. Da, nu știu, mie îmi place mai mult a mea, sincer. Bă, da, sincer și mie îmi place mai mult a mea. A ta, dacă nu era decatopabil, era faină, dar așa... Nu, ăsta e un plus, că e decatotabil. Nu, e un minus, părerea mea. Prea faină. Culoare, am vrut să o fac neagră sau albă, dar era prea sec, am zis, hai mă, că totuși o fac maro, ia să ieșim de aici, să vedeți mașina în splendoarea ei. Hai să ieșim, ok? Ia. Deci, aici, la chestia asta, ar trebui să voteze abonații, nu? Că noi nu știu cât am... Pe fiecare votează cu el, deci abonații decid cine are mai fain. Uite-mă la soare, ia uite, mamă cum se vede la soare. Vezi mă cam, ia uite-te cum se văd roțile când plec, ia fii atent. Bă, eu deci... prea frumos mă. E gata, am stabilit, mașina mea e mai faină, pa. Ok, bun, deci a doua rundă este cu top speed, nu? Hai, top speed, hai liniuță, top speed, bine, hai top speed prima oară. Deci zici că te rup pe autostradă? Da, din păcate. Probabil că da. Mamă, dar cât de frumoase sunt străzile astea cu palmieri. Bă, n-ai mă ce să mamă, zic. Mamă, tu chiar stai să vii pe jos? Da, frate. Mamă, lua până mâine vine și el. Până la rablă, fii antenă. Hai. Plec eu primul, că mie e mai slabă. 3, 2, 1.
Gata, tata. Și hai vedem top speed-ul. Sunt deja 200 la oră, 500, 400, 1000. Hai că 200, dacă uite bă, cum îl iau. Mă rupe. Uite mă cum îl iau. Bă, nu te băga în mine. Mamă, nicio șansă pe top speed. Hai să vedem cine reușește să prindă o viteză. 380. Am înțeles, cred că prinde direct cu 60 la oră mai mult decât 400. Mine. 400. Serios, aveam cred că prinde 400. Tremură, efectiv tremură. Mamă. 425, 370? Nu 424, mamă. Scuze. 424 a fost top speed. Am atins maximum. Aoleu. Da, și la mine e maximum. Bă, îmi tremură ecranul. Da, din păcate, ia că mai urcă câte un pic, câte un pic, dar 429. Am înțeles. 431. 432. Super, super. Bă, eu am cam atins. Sau. No, e gata, e gata. 432 la mine, cu siguranță, nu cred că prinde mai mult de atât. Bă, 433 la mine. Ce, mă? Când vreodată, Lucivane? 432, da. L-am rupt pe genunchi. Hai de cap. Frumos, mă. Deci, 1-0 momentan la design, da. Nu știm cine a câștigat. Hai să mergem mai departe la liniuță. Un moment. Bă, da jos cauciucurile, nu pot să cred. Doamne, și-a bătut joc de noi. Bun, hai de aici. Zi. Ok, o să dau eu startul 3, 2. Bă, 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 what? Am crezut că pot să fac burnout. What? De ce nu merge să faci burnout? Ok, zi. GTA africane. Zi, mă, zi. Așa. Hai. Bun. 3, 2, 1, start. Bă, eu am plecat bine. Bă, tu nu știu ce faci. Plecarea ta a fost mai bună. Da, nu mai contează. Nu am șanse pe niciun fel de distanță. Well, vai de capul meu. Ok, în capăt să te duc chiar măcar. Ce? Să sari în capăt. O să vezi. Ok, da. Bă, n-am nicio șansă cu Lamborghini Aventador. Mamă! Ei, tu stai peste apă, ești nebun? No, nu, sunt cred. În apă. Aproape peste. Eu am sărit pe mal. Doamne. Bă, ești capă, bă! Ce tare! Se pot niște rugătoare, Lee. Ia uite, submarinul! Da, deci Lamborghini Sian este de 10 ori mai bun decât Lamborghini Aventador SV, din păcate. Ok, asta 2-0 este. Momentan, hai la cursă. Da. Dacă e... Ce bă, mă, deci nu-i diferență? Vă... Care? Era exact da, la fel, tot cu 9. Uite, bă, deci când văd mașina mea așa ceva fioros și când văd mașina lui Nocivanu care aparent stă pe loc într-un oare... Nocivane? A, a început cursa? A, nu. Hai, noroi! Zic, de jucărie, Rabla ta, mă. Hai, noroi, salut! Bă, că e genială! Eu aș vrea așa mașină. Nu, e super în viața faină, reală. Dar, efectiv, roțile o strică complet. Mai tași, mă, cu fixul tău, bă, cu roțile deci, tale. Bă, roți poate să strici o mașină super frumoasă. Mă, tași, mă, din am gură gata, cu gata, mașina gata, ta super... Bă, apropo... Okay. Apropo, cred că e prima oară, o să fie prima oară sau nu, când jucăm fără volan, gen pe tastatură. Se poate. Până acum tot cu Voganu am jucat, deci acum Nocivanu are șanse la fel de mari să câștige. Da, dacă n-aș lua toți copacii, aia ce bine ar fi. Bă, da, efectiv mașina asta e prea puternică pentru mine, da, dacă-ți vine mă, să crezi. Nu te poți controla. Hai că-l prindem pe Țanu din urmă. Ideea e că pe tastatură e mai ușor să iei curbele, dar e mai greu cu accelerația, că aici îi dai direct Ferrari și Doamne ajută. Da, nu poți să pui frână atât de ușor. Da. E mult mai ciudat. Nu există să fii progresiv fără pedale, da. Am luat și eu curba asta. Bravo. Bun, n-am luat toți copacii. Deci aparent am o șansă reală să-l bat, chiar dacă am mașină. Oh my god. Bă, am luat cortul, da. O cursă super lungă, deci ai tot timpul din lume. Ok. O mașină gata. De aia mea rablă, cred că dura vreo 12-14 minute, sincer. Mă concentrez. Da, bun. Aia zic. Te salut de pe sub poduri, Nocivane. El e sub poduri, mă. Dar vezi că m-am redresat de sub pod. Ok. Bă. Mamă, ce m-am dus bine. Pe sub pod, m-am dus da, și eu. Bă, dar n-ai cum, sunt prea puternice mașinile pentru cursa frână, asta. Bă, frate, frână. N-ai ce frână să mai pui, că efectiv e sanie. Jocul ăsta chiar imită realitatea. Tu nu e o curbă în realitate cu 300 la oră. Bă, corect, asta vreau să zic. Păi, mergi mai încet. Nu pot să merg mai încet, nu există. Aia e, africane. Vezi că eu nu mi-am dat respawn deloc până acum. Păi nici eu. Ah, ok. A trebuit să punem regulă să n-avem voie respawn, hai că... Mai jucăm dacă uite e. Uite și tu că nu ia curba.
Bă, eu am parcă nota 8,8 pe handling, adică la curbe. S-ar putea să n-am o notă atât de bună. Cred că ai mai puțin, da, adevărat. Nu, am mers. Bă, dai, pui și tu o cursă cu 7000 de curbe, nu o cursă... Pe ce vrei, mă, cursă dreaptă? Păi nu o cursă dreaptă, dar nici să urcăm pe munte, ce facem noi aproape. Vezi că cursa asta e perfectă pentru astfel de mașini. Ai, că este perfectă. Bă, mă, lași tocmai că mașinile sunt făcute să mergi frumos, să iei curbe, super frumoase. Să fie lipite de drum. Mamă, dar o răbăz rău în urmă, bă. Nu, cum am enervat. Fii atent de nu te prind eu acum. Dacă te-ai enervat. Da. Hai că te prind, da? Mă concentrez la ce se zi la un ofrecan și eu mă izbesc. De bine, chietre. Bine pe izbit. Hai că m-am izbit, stai liniștit. Cred că eu conduc mai bine de la volan, nu vine să cred. N-ai cum. Ba da. Deci, per total, e mult mai ușor din tastatură, că nu știu, efectiv nu știu cum să descriu senzația. Da, mă, dar prinzi viteză mai mare, asta e faza. Da, mamă! Când te joci cu Voganul, ai... Cum, dau respawn? Da. Nu, no, n-am dat. Ok, nu mai trebuie. Recrei că, sincer. Bă, dar la unele curbe te propulsează, frate. Nu știu, cred că e prea puternică a mea. Eu, păi e prea deci puternică. Tu ai avantaj că e mai slabă mașina. Oarecum. Nu da. Știu ce scoruri ai tu pe acolo. De fapt, cred că ai 10 la toate, mă, dacă ai 9, da, mă, 9, da, 9. Tu nu înțelegi, eu am apăsat un pic pe W și rachetă, nu mai o controlez, gata. Aia e, ți-o trebuie Lamborghini Sion. Sion. Ce să-ți fac eu? Ce, ai pus și culoarea Sion? Păi da. Aia, uite cum scrie acolo la numărul de înmatriculare. Bă, dar e în față, mă, cum, mamă, eram atent unde ești tu, am ratat checkpoint-ul. Dar cum poți să vezi unde sunt eu? Păi te-am văzut pe minimap pentru câteva secunde. Eu nu te-am văzut, că ești prea în spate. N-au mai greu pe condus. Nu pot să cred. Păi dar nu înțelegi că e dezavantaj să ai mașină mai puternică. Mai pățești. Deci dacă acum e scorul 2-0, să fie 2-1 dacă îl bat. Și o să conteze practic ce votează abonațiile la design. Păi nu, o să conteze dacă e egalitate sau te bat. Păi da, dar prefer egalitate decât să mă bați. Ok. Deci votați Lamborghini Aventador, mulțumesc, pa. Taci, bă, că sunt concentrat aici. Și ce? Tocmai. Ok. Te congelează-te, fii mai calm la condus. Mă, dar nu-l mai prind. Mamă, 300 la oră în africane. La nu-l... tine 300 la oră cred că e nimic. Da. Imediat prin 300 la oră. Dacă la ar fi o porțiune dreaptă mai mare. O să fie și porțiune dreaptă, efectiv pe harta asta, pe cursa asta înconjurăm harta. A, ok. Efectiv o să ajungem tot de unde am plecat. Dar ar domnul să intrăm pe autostradă. Da, pe autostradă nu intrăm, dar mergem pe plajă unde în principiu o cam ții blană în continuu. Ok. Da, deci vine și timpul tău, stai liniștit. Vezi că nici a mea nu-i bună deloc pe curbe. Nu știu ce ți imaginezi. Da, nu-i jijale la mine, dacă nu pun frână ca lumea la curbe m-am dus. Și bă, eu merg încet. Efectiv, nu ia curbă. Mamă, ce era să mă răstor, dar au fost la limită, așa. Aia zic. Mă, probleme are ăsta, mă. Mamă, stai la serpentini acum, e gata. Vezi că nu ești așa în spate, aparent. Păi nu sunt. Nasol de mine. Că acum urmează puțină cu drum mai drept. La deșertul ăsta. Bă, sper să nu fie lac pe episod, Doamne ajută, mulțumesc. Ok, hai, gata, băi, eu am niște emoții, jur, e foarte intensă cursa asta. Eu n-am emoții, că sunt pe primul loc. N-o să mai fi mult timp, bă, chiar te văd, da. Mă. Nici cu mult în fața mea. Păi bine, bă. Mă, mașina mea chiar e slabă rău la curbe. Da, și a mea. 200 la oră n-am putut să iau curba aici. Ce cu 200? Că și eu tot sub 200 trebuie să fiu să pot să iau o curbă. Cel puțin aici la 180 de grade, e clar. Intrăm încet, cred că după curba asta... În porțiunea aia în care mergem Ferrari. De fapt, mamă, de aici am asta vreau, Ferrari. Asta vreau să văd și să aud. Și pe aici putem merge. Mamă, dar chiar nu ia curbe, bă. Hai, tane, că vin din urmă. E el bucuros, dar îl distrug. Fiți atenți. A mea nu prea prinde mai mult de 300, sincer. Da, și a mea 400, 400 și ceva. A mea prinde și greu, top speed-ul are și mic. Aia zic. Let's go. Bă, încă scurbe pe aici, dar nu cred că sunt atât de mari încât să conteze. Cred că le putem lua și așa. Cum am dus. Da. Le putem lua și cu viteză Ferrari. 310, că mai e viteza mea medie. Bun. Hai, că acum am intrat și eu pe porțiunea asta mai ok. Bă,
Dar oricum, de fapt, dacă mă întreci aici, o să te lovești tu mai încolo, nicio problemă. No, mă lovesc, chill. Ajungem noi la junglă, nu ceva, ne unde ții locul. No, țane, că dacă ajungem la junglă, mă bag acolo, într-un palmier și nu mai vin. Aia zic, și eu te întrec. Bun, am luat ăsta. Cum era să nu iau checkpoint-ul ăla, că nebuneam. Ok. Deci dacă ratezi un checkpoint, ești gata, nu mai ai nicio șansă. Hai că ai ratat dacă e. Chiar l-am ratat. Da. Serios? Pe drum drept. Ah, dar îți dă respawn în 3 secunde, let's go. Ah, da, dacă mergi departe, că dacă stai pe loc, nu. Ce mai? Păi de-ți zis, dacă l-am ratat la viteza asta, eram la 5 km. Nu pot să cred că chiar l-am ratat. Da, m-a ratat că am alunecat pe nisip. Pe burtă. Pe burta mea de Ryan. Trebuie să merem în ce, că e periculos. Cred că e prima oară în viața mea când îmi fac probleme că mă întrece în africanul. Păi da, asta vreau să aud. Bă, da. Luați-vă 2 secunde să o dați cu jocul ăsta, băi, atât de frumos și ca peisaj și ca mașini. N-ai ce să zici, am vrut să vă arăt și eu un pic și era să zbor, ia uite, bun, frumos. Din păcate, voi pe YouTube nu o să vedeți grafica atât de faină, că YouTube-ul scade calitatea, dar aia e, mai adică pățești. Ochii voștri nu o să vadă ce vedem noi, dar pe aproape. Hai că pe aproape, dacă e. Scade YouTube-ul calitatea la clipuri de numai, bă. Măi, nu știu unde s-a dus țanul, unde a ajuns? Dacă pun clipul 4K nu ceva, ne să vadă oamenii ca lumea. Măi, ești mamă, în Texas, unde ai ajuns? Păi chiar acum am intrat într-un fel de junglă sau ce-o fi pe aici. Suntem în junglă. Da, cred că e junglă aici. Aoleu, bă, nu cred că-l mai prind. Pare rău. Am pierdut timp. Mamă, da, mie mi se pare ireal că nu mai ai trecut deloc. Păi da, sunt foarte multe curbe, mă, foarte degeaba. Foarte slab, ai vrut să-ți zici. Ok, hai. Taci, bă, din gură că vine curba. Ok. Măi, eu dacă iau o curbă, mașina mea e varză. Nu vrea, îmi vine să apăs o mai tare pe tastatură. Culmea, eu aparent mă apropii de tine când sunt multe curbe. Că acum m-am îndepărtat de tine. Ce înseamnă că ai... Păi nu, fii antenă, tu ieși din curbă mult mai bine. Tu ieși din curbă și dai accelerație Ferrari. La mea, încet, își ia din timpul ei. Ha, nu se grăbește. Uite, deci eu mai mult de 310 nu pot, frate, numai pe autostradă. Păi ce 310 în curbele astea prin junglă? Păi uite că îmi permis și eu. Naiba. Opa, aici un pic de drum drept, nu e bine pentru mine. Mai e bine. Mamă, cum e tunelul. Mamă. Priviți minunăția. Deci el e la tunel acum, hai să vedem în cât timp ajung eu la tunel asta. Asta vreau să văd. Mamă, acum termin podul, am intrat în celălalt tunel. Hai, zi. Cum o să arată. 370, 360, 350, bă, tot scade, bă. Mă, dar unde-i podul? La câți kilometri? Mamă, atât de în urmă ești. Da. Bine. Ok, n-am șanse să-l mai bat. Unde-i, mă, podul ăla? Bă, eu am terminat cu podul și cu tunelurile. What? Nu cred că mai am foarte mult. Acum intru în pod, doar, doamne. Eu cum am dat seama, arta asta o facem în 12 minute cu mașinile astea, nu cu dele slabe. Oh my god, îți dai seama cât dura cu mașina din aia slabă? Păi, probabil vreo 20 ceva. Mamă, am ieșit un pic în decor, dar nicio problemă, redresăm. Doamne, ajută să pici și tu. Eu cred că am activat ceva la mașină, că mi-ncetinește foarte tare când se întâmplă ceva. Ok. Da, nu știu. Mă, dar cine poate mai mult? Opa. Ai ieșit iară? Da. No, nu mai am nicio șansă. Unde? Exact la ieșirea din tunel m-am propulsat. Știu, da. No, n-am vrut să zic nimic, am tăcut. Ai pățit? Aia zic. Nu, știam. Știam cât de cât ce mă așteaptă acolo și am pus. Asta știe harta pe de rost. Mă așteptam, pur și simplu, mă așteptam acolo. Am și zis, aici trebuie să pun frână, tată. Jucați-vă cu țanul, mă. La ieșirea din tunel nu vezi, că ți intră lumina în ochi. Păi dacă treci de la întuneric la lumina din aia nebună. Mamă, eram sigur că se face praf acolo. Ok. De pe ce claxonam, bă? A, de pe H. Bă, dar unde s-o dus? Că primării, băi, cred că era măgar. Oamne, cât de bine conduce, n-ai treabă cu el. Bă, singura problemă ce am avut a fost acolo, la pod. Dar am avut noroc de a-mi pica fix pe mijloc și nu m-am bușit prea tare. A, deci tu exact la fel. A, la podurile alea de trecut pe sub? A, da, mă, acolo la început. A, am crezut că la tunel, aici rest, undeva. În rest, no problemă, amigo. Aia zic. Ultimate Clean Racing, vezi, îmi zice și jocul că am Clean Racing.
La mine zice awesome speed. A, atât a fost. Mamă, cum am luat copacul. Bine, bă, da, mă. Faza e în felul următor. Eu nu sunt obișnuit cu o mașină atât de puternică și estimez că dacă eu pun frână, se întâmplă altfel. Nu știu. Dacă ai viteză, nu înseamnă că ai și frâne. Aia da. E. Există și mașini de alea care rup pământul, dar nu e una dintre ele. Ok, ce am vrut să zic? Am nu se redresează. Curios dacă o să-ți dau DNF, dar îi dau DNF. Asta în cât timp? DNF? Păi după ce termin tot, așa exact ca în GTA. 30 secunde? Da. Numai că nu știu ce distanță e între noi. Păi nu este. Nu mai am mult. Vezi că deja am intrat în 13 minute. A, aici termin. 13 minute și cred. 15 secunde. Ia să vedem. Finish, ia uite-l tata. Bine mă, ce frumos. Nu pot să cred, mă, când dă DNF. Ia să vedem pe unde e. De fapt, nu putem să vedem pe unde e, din păcate. Dar putem să vedem cât mai are din cursă. Da, okay. O să fie DNF clar. Nu mi-apare aparent. 20 de secunde mai e. Ce să mai fac, mă, că mă roteam pe acolo, dar nu mai am când. Aia zic, aia zic. Mașină din 2016. Mamă, văd finish-ul. Da, n-ajung. 10 secunde în Ocivani, ajungi? Nu. Bine, mă, păcat că nu scrie la cât la sută din curse. Era efectiv în fața mea. Aia. Wow. Despre asta vorbim. Deci 2-1 scorul. Era... Deci cred că 3 secunde mai îmi trebuiau, dacă nu... Doamne, iartă-mă. Ia uite. El are level 176, eu am level 39, deci să vedeți. Că am ajuns odată la 200 și la 200 se resetează. Oh my god. Da, cred că a fost o cursă cinstită. Am făcut 2 levele pe cursa asta. Bă, și eu cred că la fel. Ia să văd, eu și eu will spin. Da, 2 levele, ia vezi. 2 jumate sau 3 am făcut eu. 200 de mii mi-o dat la will spin. Ia vezi will spin-urile. Bom, 25.000. Sper că v-a plăcut episodul, sper că vă place mașinița asta ca să o votați, că mi se pare genială pur și simplu. Nu, a mea e cea mai tare. Ia vezi, stai să vezi la ce distanță eram, unde ești? Bă, nu e urâtă nici at... Unde ești, mă? Bă, mai aveai un pic, mă, mai aveai un pic. Unde chiar aici, fii atent. Atâta mai era. Hai, mă, fie, uite, stai să vezi exact. De unde vin eu? Aici. Om. Unde era? În zona asta. Puțin mai încolo. Hai, bă, pe chiar aici era încă 10 secunde da, sau undeva, ceva. Într-adevăr, câteva secunde. Aia e. Da, n-a fost atât de mare diferența. Da, vă mulțumim foarte mult pentru vizionare. V-am salutat. Pa, pa.